Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Pe acest episod o să facem 50 de urși polari versus 100 de vulpițe și ca să fie și mai palpitant o să mai punem și 30 de iepuri. Aici în mijloc îi pun pe iepuri, aici în stânga avem urșii pentru că este un U mare aici, iar în dreapta avem vulpițele, deci iepurașii or să fie la mijloc. Vreau să văd ce se întâmplă, este tot așa un experiment și sunt curios cine o să câștige, băi, ce o să se întâmple, cine pe cine o să bată. Acum, din câte știu, vulpile mănâncă iepurii și urșii cred că or să atace vulpile. O să vedem exact ce o să se întâmple, cred că o să fie o nebunie totală, așa că să nu uitați să rupeți cu toții butonașul de subscribe, să apăsați și pe clopoțel acolo să primiți toate notificările și de asemenea să rupeți cu toții butonașul de like. Apăsați chiar acum like pentru că avem nevoie de like-ulețe, băi, hudinașilor, băi. Și hai acum să mă apuc să îi pun pe toți, băi, să înceapă numărătoarea. Iarăși suntem la numărat cu hudinii, cum vă place vouă să spuneți. Și ia să vedem, punem prima dată ursuleții, băi, unde sunt ursuleții? Să știe din mijloc, nu? Da, ăștia. Așa, bun. Și avem aici 50 de ursuleți, o să pun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 și 50, ăla-i! Deja am 50 de ursuleți polari aici, mamă, și ce-mi plac mie bebelușii ăștia, bă. Ia uite-te cât de amuzanți pot să fie, băi. Mama mia, ce drăguți sunt ursuleții ăștia mici, ai, ai, ai. Băi, să nu uitați să mergeți și pe primul link din descriere pentru că acolo am canalul secundar, așa că rupeți și acolo butonașul de subscribe, o să postez și acolo, doar că nu am prea avut timp, când o să am timp o să postez și acolo, așa că rupeți cu toții butonașul de subscribe să fiți și acolo la curent cu tot ce se întâmplă și să nu uitați și de un follow pe Instagram, deci am pus deja 50 de ursuleți din ăștia polari și acum urmează să pun 100 de vulpițe. Mama, cum ai greu, bă, acum trebuie iar să număr până la 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 și am acum 50 de vulpițe. Băi, deja se adună încet, încet. Mai am depus încă 50, hai cu încă 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ăla-i, băi, și avem acum 100 de vulpițe în partea stângă și în partea dreaptă 50 de urși polari. Hai acum să mă apuc să pun și iepurașii. Sper să nu sară vulpițele direct pe ei pentru că ar fi tristuți. Și am depus 30 de iepurași. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ăla-i băi! Și bine că nu au sărit vulpițele. Deci practic avem acum în colțul din stânga 50 de urși polari. În mijloc, ia uitați-vă aici, 30 de iepurași. Iar în dreapta avem 100 de vulpițe. Hai să înceapă nebunia. Prima dată o să dau drumul la ursuleți. Bam, să vină ursuleții. Mamă, dar nu vin ursuleții, băi. Și acum o să dau drumul la vulpițe. Hai să vedem dacă se întâlnesc sau ce se întâmplă. Ursuleții văd că stau. Ba nu, ba nu, se înghesuie acum și ursuleții. Se înghesuie. Vulpițele văd că mănâncă toți iepurașii repede. Mamă, și ursuleții nu pot să treacă de iepurași, cred, băi. Aie, eu mă așteptam să soară peste ei, bă, că sunt prea mici iepurașii. Mamă, deci vulpițele acum deja mănâncă, mănâncă. Sau așteaptă urșii, așteaptă urșii să-și facă vulpițele burta plină și după aceea să le mănânce cu burta plină, băi, ca să fie mai grase. Cum ar fi? Mamă, acum sar vulpițele pe urși. Nu-mi vine să cred, bă. Au sărit vulpițele pe urși. Mamă, câțiva iepurașii sunt pe aici, pe la urși acum. Au, s-a dus un ursulac, s-a dus doi acolo, unul între altul. Se duc acum urșii. Au, cum sar vulpițele! Cum sar vulpițele, băi! Sar vulpițele ca nebunele! Mama mia, hai să vedem ce se întâmplă. Vulpițele se bagă acum către urși. Mamă, îi atacă pe urși vulpițele, bă! Îi atacă pe urși, urșii se enervează! Mama mia! Mamă, ce e aici, bă! Ia uitați-vă și voi! Nu mai știu care în care dă. Mamă, dar și urșii mănâncă acum la vulpițe. Ia uite, bă! Ia uite ce se întâmplă aici, mamă! M-aș uita și în partea stângă, dar mică pierd în partea dreaptă. Urșii ăștia se bagă aici pe vulpițe și ăștia la alții aici se bat, nici nu știu, mă. Se bat vulpițele cu urșii, urșii cu vulpițele, vulpițele cu iepurii, iepurii cu urșii, urșii cu iepurii. Îi nebunie aici, bă! Nu mai înțeleg nimica. Sunt și mari urșii ăștia, bă, nici nu prea vezi de ei nimica. Mamă, dar și nervoși, auziți cum fac? Ai, 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 ai. Și aici fug vulpițele ca nebunele. Mamă! Nebunia de pe pământ. Îs curios ce se întâmplă după ce se gata iepurașii. Uite că mai sunt aici o groază de iepurași, dar vulpițele fug, bă! Fug de urși și nu au cum să bată iepurașii, cum să-i mănânce. Ai de viața mea. La asta chiar nu mă așteptam, sincer. Bă, experimentele astea sunt foarte interesante. Niciodată nu te aștepți să se întâmple asta și totuși se întâmplă. Mama mea. Și ăștia se bat aici. Nu știu că pot să prindă vulpițele, că vulpițele văd că fug ca nebunele. Ai, ai, ai. Aici e măcel, aici e măcel. Încă mai sunt iepurași, o groază în viață. Nu știu că apucă vulpițele să-i mai mănânce. Nu prea văd eu. Mai degrabă văd urșii care mănâncă din vulpițe. Bă, au împins urșii vulpițele alea. Mă uitam așa cum îi împing. Mamă, chiar că amuzant. Ăsta s-a prins aici la înghesuială. Cine vă se întâmplă aici? Urșii ăștia sunt nebuni, bă. Nu le mănâncă, doar le înghesuie acolo în colț. Să vedem ce mai a rămas aici. Mamă, parcă se tot duc aici din vulpițe. Se tot duc din vulpițe și rămân doar iepurașii. Deci nu mai au cum să se apropie de iepurași. Ia uitați-vă și voi că nici nu mușcă din ei vulpițele. Pur și simplu le e foarte frică de urși. Vai, ai, 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 ai. Și aici a mai rămas încă o vulpiță și încă una mai este aici, după care se duc toți urșii, presupun, după alte vulpițe. Hai să vedem, bă, asta, ce se întâmplă cu asta? Asta s-a blocat aici în geam cumva și-a băgat capul în geam. Au mai venit ceva vulpițe, din câte văd. A, uite și încă mai vin, bă, încă mai vin.
Nu vi-e frică vulpițelor de urși ăștia? Oh, și aici mai sunt niște puiuți blocați. Încă o vulpiță a scăpat. Asta cred că e cea mai fericită vulpița. Stă aici o doare la cașchetă. Și cam atâta, bă? Da, bă, s-a oprit, bă. Mama mia, deci uitați-vă. Urșii ăștia au înghesuit aici vulpițele și le țin aici la înghesuială. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vreo 6 vulpițe sunt acolo băgate. Mai sunt și puiuții ăștia care s-au ascuns tot aici în colț și n-au treabă cu ei ursulachii ăștia. Așa că cred că sunt în siguranță acolo. Mai avem aici o vulpiță care văd că s-a blocat în geamul ăsta cumva. Și practic tot așa a scăpat vie. Și mai avem urși ăștia aici care au halit tot ce au prins în încăperia asta sau în bucata asta așa a lor. Pentru că scrie chiar aici U, deci înseamnă că sunt pe teritoriul lor. Și mai aveam încă o vulpiță pe aici pe undeva care a reușit să scape. Uite aici în partea asta la altă, stă fericit aici, se bucură, presupun eu că a scăpat și știe că urșii nu au cum să iasă din locul acesta, așa că stă acolo și veghează fără nicio problemă. Cam asta a fost experimentul hudinașilor. Ați văzut și voi cum săreau vulpițele pe urși, urșii pe vulpițe, vulpițele pe iepuri și iepurii pe urși și urșii pe iepuri. Nebunie, frenezie a fost aici. Dacă v-a plăcut episodul, să nu uitați să rupeți cu toții butonul de like și de subscribe. De asemenea, să nu uitați să mergeți și pe primul link din descriere, pentru că acolo este canalul meu secundar. Rupeți și acolo butonul de subscribe și un follow pe Instagram, hudini.insta. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa!